Bun găsit! Ne revedem la o nouă ediție a emisiunii În dialog cu consumatorii și vorbim în această seară despre carne cu domnul Alex Jurconi, purtător de cuvânt al Asociației Române a Cărnii. Bună seara, bun găsit! Bună seara, bine v-am regăsit! Nu știu dacă reușim să elucidăm într-o oră acel mister, acest mistel al cărnii, nicio carne, deja ne putem apropia. Ne putem apropia, nu? Da. Cu ce a început toată povestea? În fapt, realitatea este, cei care înțelegem sistemul din interiorul său, este că, în fapt, nu a început nimic, ci doar, poate, vălul, misterul a fost ridicat de cei care sunt în drept să o facă, respectiv organismele de control ale Uniunii Europene, și a arătat ceea ce astăzi putem surprinde cu totul și ceea ce generează, în fapt, această suferință a industriei alimentare românești și a consumatorului, în ultima instanță, nehotărât și derutat. E vorba despre un joc complex de repoziționare economică, într-o Europa în care ciclul, se pare, economic este pe sfârșit, cel al neșansei, al crizei, în care există premize de relansare și fiecare încearcă să-și ocupe un loc cât mai bun pentru viitor, pentru viitoarea piață consolidată, de pe o paradigmă în completă schimbare, aceea unei politici agricole noi, aceea unor principii care guvernează această politică de tip diferit, cu mare respect față de mediu, cu mare respect față de drepturile consumatorului, cu mare respect față de sistemele integrate de piață. Iată că această schimbare de care vorbeam și asupra căreia tocmai aminteam, s-a ridicat un pic vălul, surprinde, în fapt, o luptă comercială între cei puternici și bine organizați și cei mai slabi și mai puțin organizați. Din păcate pentru noi toți, suntem în acest moment, noi ca și români, parte din a doua categorie. Vă referiți ca producători și țări? Cred că vorbim de, vorbim de sisteme de producție naționale, într-adevăr, la asta mă refer. Da? Pentru că cei care este limpede ca un pas înaintea noastră, dincolo de noi producători sau noi procesatori sau noi administrație, se pare și salut faptul că sunt aici la dumneavoastră acasă, sunt consumatorii. Consumatorii au făcut un pas înainte și respect și salut în acest sens organizația de consumatori care ne găzduiește în această seară. Un pas pe care și noi, asociațiile profesionale, dar și administrația, partenerul nostru de dialog constant, va trebui să-l fac. Deci asta pentru ca cei puternici să fie și mai puternici, iar cei slabi să fie și mai slabi. Eu cred că în acest moment funcția de comunicare între partenerii la dialogul social, de care tocmai aminteam, este, în ceea ce ne privește, cel puțin pe noi, substanțial mai puțin intensă decât se produce ea acolo unde lucrurile stau, cred eu, mai bine, mai echilibrat. Și cred că răspunsul ni-l dăm imediat punându-ne întrebarea. Ce s-a întâmplat în plină criză a cărnii de cal în Franța și ce s-a întâmplat în România? În Franța a crescut consumul cu 18%, chiar 20%. Consumul de carne de cal autohton și consumul de carne de vită franțuzească. Iar în România, practic, de 2 luni de zile nu se mai produce niciun gram de carne de cal sau de carne de vită dedicată piețelor de export. Asta înseamnă, sau dacă vreți, dă măsura încrederii pe care consumatorul, în ultima instanță, cel care bagă mâna în buzunar și plătește produsul pe care noi îl construim pentru el, pierde încrederea în produsul pe care noi îl oferim. Pierde încrederea în sistemul de producție național. Dacă această relație cu consumatorul, noi industria, el consumatorul, era așezată pe principii diferite de transparență și dialog încă din fazele incipiente ale formării actualului sistem național de producție, în care s-au investit, har Domnului, foarte mulți bani, n-am fi plătit astăzi un preț atât de amar pe care îl plătim, dezamăgindu-ne în ultima instanță publicul țintă căruia ne adresăm produsele. Exemplul în oglindă arată că în civilizații care de acum sunt avansate, în lupta consumeristă, în repoziționarea strategică a celor în jurul mesei, de care depinde siguranța lanțului alimentar, și amintesc aici, alături de producător, fermier, procesatorul, consumatorul, dar și, atenție, media, dar și instituțiile administrative implicate în controlarea întregului lanț, în oglindă, spuneam, toate acestea arată substanțial mai bine organizate și mai puternice față de noi, cei care de-abia începe. Asta este momentul pe care îl surprindem în acest moment. Dar obiectiv vorbind, produsele noastre sunt mai bune, la fel sau mai puțin bune decât cele occidentale? Sau de pe orice altă piață puternică astăzi? Germane, italiene, francezești? Realitatea este că, în plan pur obiectiv, produsele românești, acum am să obiectiv. Spun pur obiectiv, produsele românești sunt, aș spune eu, substanțial mai bune decât media produselor europene. Demonstrat? La produsele din carne. Mai bune? Asta o facem noi în sistemele noastre proprii de control, întrucât încă în România, după știința mea, nu există, cu excepția celor ale organizațiilor de consumatori, un organism comun în care fiecare participant la proces să vină transparent deschis și să-și asume partea lui la joc
Eu, producătorul, atunci când pun un produs pe masă, procesatorul, în fapt fac o ofertă parametrizată prin etichetă, ceea ce dumneavoastră de acum cunoașteți foarte bine. Eticheta este, și aspectul produsului, este oferta mea comercială pentru dumneavoastră consumator. Este foarte important ca în această cerere și ofertă, cel care plătește final și care ia decizia de cumpărare către consumatorul să nu fie înșelat în așteptări. Problema noastră este că, sigur, nu pot generaliza, există în rândul producătorilor, procesatorilor, dar atenție și al comercianților, există ezitări, abatere de la regulă. Regula, în general, într-o proporție covârșitoare, dramatic, este respectată. Însă asta o știm noi, nu o știți și dumneavoastră, consumatorii. Nu știm și noi, consumatorii, că toți în jurul acestui platou suntem, în afară de a fi cameramani... Regula de fabricație, de etichetare, la care dintre reguli vă referiți? Moderator sau procesator, suntem cu toții consumatori. Mă refer în speță la ceea ce eu declar că este pe etichetă și, de fapt, produsul diferența între ceea ce prezint și ceea ce ofer. Aici apar marile schisme, aici apar marile rupturi între ceea ce am fost învățați să consumăm și ceea ce pretindem că astăzi consumăm. Și de aici apar dramele și prețul uriaș pe care industria îl plătește. De ce apar toate astea? Pentru că istoric, în timpul la care noi facem referință, în fapt pentru noi contează, cel puțin pragmatic, ultimii 20 de ani, a prevalat intenția de a produce mult, de a pune stăpânire pe cote de piață importante. Da. Ceea ce este o tendință normală la fenomenul economic. Faci producție alimentară, dar faci producție în general ca să obții profit și ca să îți creezi o piață. Indiferent că o recunoaștem sau nu, bunul nostru simț o spune că în ultima instanță asta este motorul de mișcare al economiei înainte. Societatea civilă, în buna ei rânduială naturală, a reacționat și și-a creat propriile mecanisme de raportare și au apărut organizațiile pe care dumneavoastră, noi toți le reprezentăm, organizațiile de consumatori, care vin să moduleze în amplitudine și frecvență tendința industriei, macroindustriei, dar și a microindustriei, de a modela această relație, de a pune stăpânire pe relație. Asta s-a produs un timp după care în tot acest circ, aș putea spune, tot această relație, tot această arena luptelor, că sunt lupte în ultima instanță, cu... De câștigarea cotelor de piață. Absolut. Cu falimente, cu creștere de cote de piață. Absolut. Au apărut și nu de puțin vreme, cred că sunt 3 sau 4, 3 decenii jumătate, în mijlocul anilor 80, îmi cer scuze, au apărut comercianții integrați, retail-ul mare. Problema este că în acest moment toți cei de care aminteam, consumatori, dar mai degrabă comercianți, producători, procesatori, ne privim unii pe alții cu suspiciune și de multe ori, la o parte consumatorii, ne considerăm inamici. Urmarea acestor discuții sau și înaintea lor? Eu cred că mai degrabă este o situație care s-a creat în timp. Și de suspiciune? De suspiciune pentru că a prevalat avantajul, dorința de a câștiga mai mult și tot timpul tendința de a pune presiune pe celălalt pentru a-și micșora profitul în favoarea creșterii celui pe care tu l-ai. Care e la nivel național sau la nivel mondial? La nivel mondial. Este un fenomen global. Deocamdată suntem în faza în care generalizăm. Sigur că o să ne referim imediat și la nivelul nostru de raportare respectiv cel național. Această luptă, acest proces de relații comerciale a creat în ultimele 3 decenii centre foarte, foarte puternice, foarte potente de negociere care sunt reprezentate de retail, în defavoarea, aș spune eu, pe de-o parte a procesatorului care este incapabil să-și negocieze prețurile care se acopere costul obținerii un produs pe care îl intuiește a fi necesar consumatorului, dar în ultima instanță defavorabil și pentru consumator, care se vede expus unor produse din ce în ce mai ieftine, evident prin preț din ce în ce mai atrăgătoare, dar conținând din ce în ce mai puțin ceea ce biologic și senzorial în ultima instanță l-ar avea nevoie. Asta este, filozofic vorbind, da? Discutând despre ce ne aduce în acest punct, motivul pentru care astăzi asistăm la crize. O luptă pentru preț în defavoarea calității. O luptă pentru preț impusă de sistemul modern de retail, în defavoarea calității de multe ori, acceptând faptul că cu toate acestea, producătorii onești, producătorii industriali, în limitele impuse de legislația europeană, repet, în limitele acestei legislații, oferă de cele mai multe ori cu putință, spune, în majoritatea covârșitoare a situațiilor, produse considerate a fi sigure. Considerate a fi sigure de noi, certificate în laboratoarele noastre, câteodată în laboratoare terțe, însă insuficient comunicat acest adevăr și către consumatori. Am înțeles. Avem două întrebări de la cei care ne urmăresc. Andrei ne spune că în urma scandalului cărnii de cal, care se consuma de mult, exporturile au scăzut. De ce? Andrei are dreptate și salutăm întrebarea lui, pentru că nu numai că au scăzut, s-au anulat cu desăvârșire.
Din două motive. Cât exporta România carne? Să știți că exporta bine, bine. Pentru faza în care noi suntem exporta, începea să exporte important, undeva spre 6-7 mii de tone pe an, carne tranșată de cal împreună cu carne de cal în carcasă. Al 5% sau 6% producător mondial de carne de cal nu e chiar puțin, ținând cont că e un consum totuși mic, cu piețe foarte specifice. În acest moment, pe de-o parte, partenerii externi ai României care preluau aceste produse datorită fenomenului de neîncredere generat de rotirea publică a substituirii de care făceam un moment dat referință, carne de vită, lasagna, carne de cal și așa mai departe, se uită la România cu circumspecție, chiar dacă la epoca respectivă țările în care s-au întâmplat astfel de identificări de substituire nu au reușit să demonstreze până la capăt vina României. Ba chiar dimpotrivă, România și cu față curată. Însă suspiciunea rămâne. Vedeți ce plăți important plătim atunci când neîncrederea se fragilizează. Iar doi, cred că nici în țară, nimeni în acest moment, cu excepția câtorva, foarte puțin, și am văzut niște reportaje în zona centrală sau estică a Transilvaniei, nu-și mai ia provocarea, nu-și mai ia riscul de a construi un sistem de aprovizionare cu carne de cal. Pentru că oricând se poate spune, ok, tu ești cel care ești pregătit oricând să mistifici, să substitui carne de cal, să o faci carne de vită, să o vezi carne de vită și așa mai departe. E vorba strict de încredere. Puteam contracara acest scandal? Puteam ieși basma curată din el? Puteam, sunt convins că puteam, dacă discuția pe care noi o purtăm astăzi, în data de 25 martie 2013, se purta în urmă cu 20 de ani. Și organizații de consumatori alături de reprezentanții ai procesatorilor, cu o bogată susținere mediatică, dar și cu un bun contact și o priză de tip administrativ, se puneau la oaltă și reglau sistemul încă din fazele sale inițiale. Da, ca să se știe clar ce calitate au produsele românești, să existe un... Știți care este problema noastră? Cred că problema noastră, înainte de toate, este că noi nu ne așezăm corect în jurul mesei. N-am învățat încă. Noi dumneavoastră și cu mine am învățat. Nu ne poziționăm bine. Noi nu ne poziționăm corect în jurul mesei. Eu totdeauna folosesc acest exemplu plastic pentru a... De câte ori începe o întâlnire, inclusiv cu partenerii mei de afaceri, spun, ok, hai să vedem cine e în jurul mesei. Mi se pare plin de bun simț să înțelegi unde ți-e locul și ce trebuie să faci. Și să nu încerci niciodată să substitui rolul celuilalt. Repet, nu vorbesc în numele nimănui, însă de foarte multe ori statul se substituie procesatorului, acesta fermierului, fermierul consumatorului și toată lumea îi se pare exact ca la fotbal, că toată lumea știe exact ce trebuie să se... Nu, nici pe departe. Sunt convins că dumneavoastră, noi toți ca și consumatori, știm exact ce așteptări avem și unde ne sunt căutările. Că procesatorul care, sigur, de la mare la mic, își exprimă un risc intrând în piață, un risc personal, un risc de avere, un risc de investiție, un risc de neplată, un risc de imagine, de sănătate, de boală, de dispariție fizică în ultima instanță, are poziția lui. Că administrația ba o înțelege foarte bine poziția asta și presează sufocant asupra sistemului întreg, ba și-a mâinile complet și încă n-a găsit acel punct fragil de echilibru în care controlul și inspecția se îmbină armonios cu strategia și cu politicul strategic. Iar organizațiile de consumatori, care, sigur, sunt în legitimitatea lor și, repet, respect poziția lor în piață, sunt cei către care adresăm aceste produse și idei, sunt cele care au avut șansa să se deștepte cu câteva zile mai devreme decât noi. Motivul pentru care astăzi aveți o televiziune care se cheamă Telecons și nu se cheamă Teleprod sau Teleprocesare. Simona ne spune de ce mai rămân, se spune despre cremuri și parizeri că nu sunt bune și sunt nesănătoase, de ce nu sunt retrase de pe piață? Este o discuție plină de substanță pe care de da, e veche povestea aceasta. Sigur că da. Conținutul parizerului și al cremuștilor. Sunt tot timpul pregătit să răspund la această întrebare pentru că în fapt asistăm la o enormă eroare de comunicare între noi toți, despre asta vorbim. Parizerii și cremuștii, cum se cheamă, produsele proaspete, fierte proaspete, câteodată afumate, sunt niște produse cu o înaltă valoare senzorială, care plac foarte mult la gust. Da. Asupra acestui aspect, cred că toți suntem de acord. Încă din copilărie ne aducem aminte de pâinea proaspătă și bucata de parizer, care, și acum când mă gândesc, salivez. Nu vă mai spun că micuții sunt înnebuniți de cremuști. Aici, revin asupra contractului de care vorbim, asupra acestui act administrativ între noi și consumatorul. Lucrurile trebuie să se producă foarte natural și foarte transparent. Dumneavoastră ne spuneți, îmi place parizerul sau altcineva spune, îmi place cremul. Și eu spun, ok, pot să ți-l fac, iată. El conține A, B, C de produse, atâta carne, atâta slănină, grăsime și așa mai departe. Dar și aditive, aceste uri de care vorbim. Fără de care nu pot exista cremuștii și parizerul? Cremuștii pot exista și fără
aditivi. Fără aditivi, nu, pentru că știți care este neșansa? Noi vorbim, spre exemplu, de E-uri, uitând că primul E, cel mai important și mai comun, este sarea de bucătărie. Da, știu, sunt E-uri bune și E-uri mai puțin bune, da. Și E-uri mai puțin bune în cantitate mare. Corect. Asta este abordarea de bun simț. În discuția pe care o avem cu consumatorul, lucrurile trebuie să pară așa. Uite, eu pot să-ți fac ție un parizer și un cremvurșt cu atâta carne. Tu o să-mi spui, vreau cât mai multă carne. Ok, mă duc și merg la rețeta maximă pe carne, pun și sarea respectivă. Te întreb, vrei? Nu vreau niciun E în afară de sarea respectivă. Ok. Eurile, de fapt, îl conservă, îl ajută să Eurile nu au se strice? Diverse funcții. Principala funcție este stabilitatea produsului în timp, pentru că, așa cum începusem cu abordare filozofică a lanțului de aprovizionare, ce ni se întâmplă în ultimii 200 de ani de când populația globului a crescut de 7 ori, practic, centrele de producție s-au îndepărtat foarte mult de cele de consum. E ca produsul cremvușt să țină de la poarta fabricii până acolo în frigider unde omul mănâncă, trebuie asigurat un mediu de stabilitate. Acum încercăm să folosim mai puține substanțe chimice permise, repede, de legislația europeană, și să utilizăm cât mai mult sisteme de ambalare propice. Dar, totuși, stabilitatea fizico-chimică a produsului și biologică este asigurată de un mediu chimic. Ori asta înseamnă E-ul. E-ul este o substanță chimică. Clorura de sodiu, sarea, este o substanță chimică. Apa e o substanță chimică. Toți suntem o substanță chimică. Nimeni și nimeni nu vine din altă parte decât universul în care trăim cu toții. Acum, important este cum combinăm și în ce rație combinăm aceste substanțe. Spune o vorbă plină de înțelepciune, nu uzul, ci abuzul acestor substanțe este necazul. Noi știm că există de către nutriționiști recomandate diverse cantități pe grupe de produse alimentare în a fi consumate. Noi credem și putem demonstra acest lucru, că un produs alimentar, așa cum este el prevăzut în legislația românească, în ordinul 560, care este un ordin elitist, un ordin care setează sus parametrii calitativi ai produsului alimentar, a mezelului în România, consumat conform recomandărilor nutriționale de câteva sute de grame pe zi și nu mai mult, este un produs care, indiferent când este consumat, este un produs care folosește sănătății consumatorilor. Marian chiar ne întreabă ce conține parizerul. Sigur. Că poate așa, conștientizând, îl preferă sau nu mai preferă? Parizerul este un produs care conține, înainte de toate, conține carne. Asta trebuie știut. O proporție variabilă. Pentru că proporția de carne generează și prețul produsului respectiv. Alături de carne sunt diverse ingrediente care vin tot din animal, tot din structura carcasei. Grăsime, slănină, grăsime moale, slănină, șorici. Astea sunt ingredientele de bază. Sigur că totul este tras într-o membrană, într-un maț. Și care sunt prevăzute pe etichetă. Absolut. În procentul în care Absolut, sunt conținute. Da. Dacă producătorul e corect. Dacă acordul de care vorbeam între consumator și procesator ajunge să determine și un preț, atunci devine foarte ușor pentru consumator. Pentru că acest consumator poate cum să spună, eu vreau un produs cu foarte multă carne, trebuie știut, calitatea costă. Și la mașini și la mezeluri e întotdeauna același lucru. Știu, am vorbit și eu cu un producător care a făcut din piept de pui cu foarte multă carne și într-adevăr costă mai mult. Costă. Oamenii trebuie să înțeleagă chestia asta. Ceea ce în principiu va trebui să explicăm obstinant consumatorului și el să ne înțeleagă și să pună întrebări justificate și pline de bun simț, este că cu cât dorești un produs mai natural, mai aproape de ceea ce mama natură ne-a dat, cu atât prețul acestui produs și este mai mare. Există pe piață cremvuși cu multă carne de foarte bună calitate și cu mai puțină carne, 10% carne, de exemplu, cum ne scrie Claudia. O, 10% carne mi se pare deja... Mie mi-ar fi greu să produc un cremvuș cu 10% nu carne. Nu se poate. Mi se pare... greu de produs. Am auzit chiar și eu ideea asta, că dacă ai merge într-o fabrică și ai vedea cum se fac cremvuști, nu ți-ar mai trebui să mănânci. E adevărat? Eu a zice că din potrivă, și tocmai discutam astăzi la o ședință de Consiliu Director a Asociației noastre, Asociația Română a Cărnii, că poate este momentul să ridicăm un pic vol asupra acestui mister, cum se fac cremvuștii. Că oamenii să vadă și să înțeleagă exact ce se amestecă în cremvuști. Da. Sunt produse salubre, care miros frumos, sunt condimente. De foarte multe ori primim... Pentru a afla cât mai mulți, probabil că ar fi indicat să vină televiziuni, să filmeze, să se explice și cred poate așa. Cred că este o deschidere mai mare. Normală, sigur că da. Pentru că așa miturile circulă, dar... Cel mai simplu, știți cum e? Noi avem, ca procesatori, avem obligația morală de a spune adevărul. Realitatea este că adevărul nu are funcție de știre de presă. Adevărul nu impresionează, pentru că îl știm toți. De fapt, acolo nu e niciun mister. Este carne, grăsime, niște substanțe chimice pe care le declarăm, cu care ar trebui să intrăm într-o negociere cu consumatorul. Consumatorii de ce să se simt lezați? Pentru că ei dintr-o dată s-au văzut în fața multiplelor substanțe chimice despre care habar n-au, nu știu ce înseamnă. Și care știu că produc cancer, află că unele consumate în cantități mari pot avea un efect cancerigen, da.
poate cancerigen, mă rog, mi-e greu să mă exprim pentru că încă în continuare sunt în evaluarea unor astfel de analize. Problema noastră este, sau a noastră a tuturor este, atunci când începem să mistificăm natura relațiilor dintre noi. Foarte important este ca această discuție să se poarte deschis și omul să înțeleagă pentru ce dă bani. Există și producători care nu respectă rețeta sau nu respectă ce spun pe etichetă. Exista cineva care a scris, au fost foarte multe mesaje, scria că au cumpărat carne, după 2-3 zile arăta foarte ciudat, ca o mâzgă, era stricată cumva. Deci cred că sunt și astfel de cazuri. N-am cum să nu mă uit pe scrollul noastră aici și să remarc diverse afirmații făcute de oameni care ne privesc, pe care îi salut și să vă spun. Ei așa... Acestea sunt informațiile pe care le au. Deci, oamenii, este limpede, uitându-mă pe ecran, că este necesar ca astfel de discuții pe care noi le puteam avea, într-o anumită fază a discuției astea, să se producă cât mai des. Pentru că oamenii să înțeleagă unde începe și unde se termină efectul nociv al euului. Exact. De ce urile sunt necesare în lumea modernă și de ce fără ele în acest moment, am murit de foame. În urmă cu 20 de ani se foloseau euri în salamul cu soia și ce Dumnezeu mâncam noi. Ele se foloseau de 10 ani de zile. Da, nu erau popularizate, erau niște rețete. În telejurnal nu se prezenta așa ceva. Nu, nicio formă, nici nu interesa chestia asta. Bine, la noi în mod particular interesa să poți mânca înainte de toate. Da, da, da. Era foarte important să asiguri salamul dincolo de ce conținea el. S-au făcut abuzuri, sunt conștient, însă trebuie spus deschis, substanțele aditive alimentare care se folosesc în industria alimentară modernă sunt un răspuns al modului în care noi ne-am organizat societatea. Noi suntem cei care am impus astfel de... Nimeni a venit peste noi să ne spună, să le punem. Ramona întreabă de ce bunicii noștri nu foloseau euri. Ei produceau doar pentru ei, puneau carnea în slănină topită, că n-aveau nici frigider. Aveți perfectă dreptate. Știți că există un studiu, pe de altă parte, extrem de important, un studiu american, pe care îl dețin, vi-l pot pune la dispoziție și dumneavoastră consumatorilor, care spune cam așa, până în anii 1920, când s-a inventat frigiderul, care a trecut de la conservarea clasică prin marinare, saramurarea, fumare, la conservarea prin frig, respectiv congelare și refrigerare, o puteți crede sau nu, însă sunt demonstrate clinic și documentate foarte bine, cazurile de cancer gastric în Statele Unite erau foarte înalte. Pentru că se abuza de sare, se abuza de fum, ceea ce industria, atenție, nu face niciodată. Vezi constata, produsele care sunt pe piață sunt produse echilibrate, și din sare, și din fum, nici de cum excesele de la începutul secolului. Ceea ce înseamnă, și aici n-am cum să nu trag totuși un semnal de alarmă, trebuie să explorăm cu bun simț și cu rațiune ceea ce spun acum noi toți, însă aș putea spune că mai degrabă un produs obținut într-o instalație corectă, în care dozajele sunt în limita legii, iar aditivii sunt controlați foarte strict, de așa fel încât la capătul produsului este, la capătul filului este un produs sigur pentru consumator, decât unul făcut într-o afumătoare din tablă pe marginea drumului. Care... Să știți că erau bune, deci erau bune. În satul în care erau bunici, mi-au trăit 90-95 de ani. Și cancer nu prea, corect. Mai mult de inimă au murit. Așa este. Pot spune acest lucru. De foarte multe ori însă, factorii care au provocat suferință speciei umane nu au fost neapărat alimentare. Nu. De foarte multe ori, uite, fac acum o comparație cu sudul României, știm cât de multă lume s-a prăpădit în județele din sud datorită bolilor de inchi. Nici nu știau ce li se întâmplă. Oamenii aceia beau o apă care era plină de substanțe coloidale cu caracter alcalin care se depuneau, făceau rinichii praf pe românește. Știm în egală măsură că în zona mare mâncătoare de carne a pustit și a robit populația respectivă guta, care este o acumulare nesănătoasă de săruri, de acizi urici, în țesutul cartilaginos și lax, deci în țesutul moale, care era generat de consumul excesiv de carne sărată sau saramurată, ceea ce astăzi nu se întâmplă cu producția alimentară. Deci, conțin destul de multă sare produsele. Har Domnului, nu atât cât consumam străbunii noștri. Unde apare problema în momentul în care interpretăm o astfel de situație? Noi uităm exclusiv la alimente pentru că ele sunt primul nostru contact cu mediul exterior, după aerul pe care îl respirăm și apa pe care o bem. Însă majoritatea covârșitoare a celor pe care îi întâlnim sunt dependenți și de alte substanțe chimice. Și aici aș face, fără să vreau să lovesc deloc în branșa respectivă, referire la pasta de dinți, la săpunul cu care ne spălăm, la deodorantul cu care și ne spălăm. Și acela e nociv? La hainele pe care le îmbrăcăm, care nu mai sunt de mult fibre pure, sunt substanțe chimice în devenire. La aerul în ultima instanță pe care respirăm, la patul în care dormim. Totul este un compus care poate, de la un moment dat încolo, preț al evoluției noastre ca civilizație, fi foarte diferit de ceea ce era... Prețul evoluției. Exact. Noi trebuie să hotărăm acum, umanitatea este într-o enormă schimbare de paradigmă. Vom continua pe această cale
dacă da cât, ținând cont că avem o creștere exponențială de populație, sau creăm breșe pentru revenirea într-un sistem seminatural sau natural de producție. De multe ori întrebat fiind, doamne, dar, bun, ok, seminatural, natural, cât durează toată jucăria asta? Păi, o să vă spun, cred că răspunsul cel mai simplu este, va dura cel puțin la fel de mult timp cât ne-a luat să ajungem aici, în această epocă post-industrială, de tip post-consumerist chiar. Recte, suntem produsele unei evoluții de 350 de ani de revoluție industrială. Cred că ne va lua un 4-500 de ani să reajungem în punctul în care eram, mâncând aceleași produse, respirând același aer, ca pe vremea revoluției industriale. Suntem de-abia la începutul unei mari schimbări. Este vorba și de resursele pe care le aveam. Chiar cineva scria că chinezii deja fac artificiale 100% din clorură de calciu, că a văzut un reportaj în acest sens. Deci, resursele se împuținează, populația crește, prin urmare trebuie să inventăm metode de a mulți produsele alimentare. E corect? Cred că asecțiunea este, în mod sincer, corectă, pentru că e foarte dificil și în mintea mea nu găsesc nicio posibilă frână la creșterea demografică atât de accentuată dincolo de cele violente și cred că toți le excludem. Este limpede că populația globului va continua să crească și cele mai multe studii bine documentate o arată. Întrebarea este cum răspundem acestei solicitări crescânde de alimente și răspunsul este simplu, diversificând și mulțind ceea ce deja avem, pentru că suprafața pământului este aceeași, apa în ultima instanță aceeași. Ceea ce înseamnă că, în perspectivă, filozofii vorbind, putem accepta sau nu faptul că alimentele vor deveni din ce în ce mai diluate sau diluabile față de ceea ce le erau inițial și vor fi substituite cu ceea ce nu reușește Pământul Sfânt să ne dea, mama natură. Asta este o provocare pe care trebuie să ne asumăm în momentul în care am decis ca specie să călcăm pe un astfel de drum. Acum, asta nu înseamnă că trebuie să evităm discursul corect, pentru că, în ultima instanță, un consumator educat, un consumator informat este un consumator liniștit, un consumator plătitor, cu condiția că el să fie în confort cu ceea ce plătește. Eu cred că nimeni nu are o problemă să consume și să aleagă atâta timp cât știe ce da, se află. Da, exact. Nu e nicio problemă. Doamne, asta e produsul. Asta a fost problema și cu carnea de cal. Poate corect. Omul cumpăra în continuare, dar să știe că e de cal și nu de vită. Drept dovadă că... Diferența fiind de preț. Da, drept dovadă că aici s-a rupt firul încrederii. Neîncrederea, da. Știți că eu încă am sufletul mic, cu toate că sunt un optimist incurabil de fel. Am asistat cu toții la criza financiară anilor 2008, sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, când Lehman Brothers declanșau un fenomen în serie. Și spun de foarte multe ori că producția alimentară este construită pe principii foarte asemănătoare sistemului bancar, în care sistemul funcționează cât timp există încredere. În momentul în care încrederea se pierde, el colapsează. Se întâmplă la noi azi. Sau suferim din cauza asta. Refacerea încrederii într-un sistem, de multe ori, din păcate, devine imposibilă, tocmai pentru că prețul plătit este foarte, foarte mare. Și îți va veni mult mai greu, va trebui să ai de multe ori mai mulți bani ca să ajungi într-o poziție de piață pierdută printr-o lipsă de încredere anterioară. Dacă în sistemul bancar încrederea se câștigă dându-i omului banii pe loc când vine la ghișeu, cum se câștigă ea în sistemul agricol? Realitatea este că întrebarea este interesantă. Însă logica este, logica are o capcană și o să-mi permit să o relev alături de dumneavoastră. Într-adevăr, omul, consumatorul, deponentul respectiv, când se duce la un ghișeu de bancă pe care o știe în pericol, este fericit de acolo cu banii în mână. Însă, atenție, nu se mai întoarce niciodată la acea bancă. Da. Și cred că toți suntem de acord cu chestia asta. Problema este... Mai sunt creduli care se duc... Am vrut doar să văd dacă aveți tare, banii și de trebuie să fii tare, n-ai. Da. No, eu respect sistemul bancar și sigur că mă uit cu foarte multă atenție. Uite, a doua bancă din Cipru tocmai colapsează zilele astea. Este, încă nu putem estima efectul macroregiunii asupra acestei realități, o bancă ce avea depozite de 180 de milioane. Cine a vizitat Cipru n-ar fi zis că poate ajunge în situația aceasta. Uite că a ajuns, uite că va primi prima tranșă în mai, sunt multe lucruri de comentat și aici, foarte multe, cu implicații asupra consumerismului în general și, atenție, repunerii în ordinea piețelor, care încep întotdeauna de acolo de unde totul se generează, de la bani. Piețele financiare se reașează, după care atât, venim noi industria alimentară și toate urmează. Uh-huh. E un proces, dacă ai suficient de multă atenție, e un proces pe care de la un moment dat chiar din interiorul acvarului poți să începi să lintuiești, nu să-l înțelegi. Dar ce mai zic prietenii noștri, cei care se uită aici la... Unii mănâncă la fast food și lor le place. Acum, eu vă zic, oameni buni, lucrurile din stau nou, cam așa. Un mesaj contra parizerului. Parizerul este un produs savuros. Repet, este foarte important ca omul să înțeleagă ce mănâncă. Și aici, pentru că a fost un produs controversat, cel mai simplu este... organizat uși deschise în fabrici și prezentat, uite domnule,
asta e carnea de vită, asta e carnea de porc, asta e pieptul de pasăre. Asta e grăsime. Uite cum arată. Există metode de a testa în casă un parizer bun, un cremvuș bun, cum exista teste pentru Coca-Cola. Pui ceva în cola, vezi că se sfărâmă, zice, e groaznică, e chimică. Se nu vede. Recomand astfel de, nu de știu, teste, există? Chiar dacă, eu n-am auzit de ele, chiar dacă au tot felul de giumbușlucuri. Nu știi ce să faci, să capeți încrederea, să explici omului. Să nu uităm că în calitatea produsului alimentar, dincolo de valoarea sa biologică, energetică și așa mai departe, o componentă, eu aș putea spune, crucială, critică, este valoarea sa psihosenzorială. În ultima instanță, sigur că nimeni nu spune să te înfunzi cu parizer sau să mănânci tone de cremvuș, este absurd. Cum spunea și cum spune poporul latin, generatorul întregului sistem de evoluție în zona noastră, in medio stat virtus, în echilibru stă virtutea, înțelegerea, înțelepciunea. Până la urmă contează, reveni la ceea ce spuneam mai devreme, nu contează, contează cu câtă bucurie și plăcere asimilezi produsul respectiv. Uh-huh. Un produs mâncat în bucurie este... până la urmă ceea ce este. Asta mă zici de la un fumător. Dacă fumezi și te gândești că îți face bine, ți-e bine. Dacă te gândești că îți face rău, ți-e rău. Acum, eu fiind fost fumător și în acest moment o persoană care înțelege și pe cei care fumează și pe cei care nu fumează, evident că prefer mediile de nefumători, pot spune că există lucruri care în mod sigur sunt letale, cum este fumatul, și pot avea în schimb rezerve și pot avea din potrivă atitudini încurajatoare pentru un produs care, chiar dacă aparent este un produs care, pe care consumatorul privește cu neîncredere, dacă este consumat, doamne, e consumat cu plăcere și cu fericire, aduce cel puțin la fel de multe bucurii ca o zi frumoasă cu soare. Cum putem alege produsele bune de cele mai puțin bune? Pentru că nu întotdeauna prețul face diferența de calitate. Aici, le alegem doar după gust? Le alegem, sunt producători care poate sunt corecți o vreme, intră într-o perioadă dificilă, poate sunt mai puțin corecți. Cum poți să-ți dai seama dacă un produs este bun? Eu să vă spun un lucru foarte, foarte lăutric așa din interiorul industriei noastre. Marea industrie este expusă unui fenomen concurențial atât de accelerat, atât de intens, încât fiecare eroare, cât de mică, riscă să scoată un jucător din piață pentru o perioadă lungă, fără șansa de a se mai întoarce. Motiv pentru care, în general, când vorbesc despre industria pe care o reprezint, dar atenție, n-am nimic cu cei care produc și produc cantități mai mici, sau cu cei care vând în spații mai mici decât marile magazine, vorbesc despre lucruri în care cred, în care sunt convins că acele concentrații, acel conținut de carne sau concentrații de substanțe adăugate peste carne sunt cele pe care consumatorul prin lege le acceptă. Diferența dintre un produs bun și un produs mai puțin bun, în cazul acestor mărfuri care sunt, până la urmă, mărfuri alimentare, sunt niște mărfuri de bază, niște commodities, niște mărfuri de foarte multe ori vrac. Le-ați văzut că sunt mărfuri care vin într-o ținută de gros, ca să zic mai degrabă, decât o ținută de ritei. Este prețul. Întrucât materia primă este un cost covârșitor, de multe ori spre 80%, între 60 și 80% din costul produsului fiind. În consecință, prețul la raft poate fi o imagine, și este, în mod realist, o imagine, asupra conținutului de carne. Acum, consumatorul, în căutarea sa economică, și hai să o spunem pe a dreaptă, și în ignoranța sa, în lipsa sa de informare, repet, nu este el vinovat, suntem noi. Sau dacă ai puțin, poți cumpăra mai puțin dintr-un produs bun. Eu, unul personal, eu l-aș testa pe toate. Și pe ăla care costă mai puțin, dacă are un aspect atrăgător, și pe ăla care costă mai mult și are un aspect și mai atrăgător. După aspect am văzut că nu e întotdeauna. Am văzut chiar ieri un reportaj cu Toba, era mai roz cea cu aditiv și mai închisă la culoare cea aproape naturală. Este corectă aserțiunea, într-adevăr. Deci produsul, carnea fiartă, știm cu toții cum arată după zi sigur, în frigider. Sigur, mai închisă la culoare. Da. Tocmai pentru a stimula apetența consumatorului pentru aceste produse, în anumite limite legale, se adaugă substanțe care plac ochiului. Acum, plăcerea ochiului este una dintre plăcerile actului alimentar. Dacă omul mănâncă cu ochiul înainte de toate, salivează uitându-se, ni se întâmplă chestia asta. Este dreptul meu de consumator să hotărăsc dacă aleg un produs cenușiu cu un bogat conținut de carne sau numai rozaliu, eventual mai accesibil ca preț. Este bucuria mea de a alege. Eu doresc să lăsăm și consumatorului, dar și producătorului, procesatorului, libertatea de a alege, însă să aleagă în cunoștință de cauză. Cineva ne scria, dar
e deja mai sus rândul, că a lucrat în Italia într-o fabrică și acolo totul se producea în laborator. Adică se coincide cu ceea ce ne spuneați la început, că produsele românești ar fi nesuperioare celorlalte țări cu care ne batem, de fapt, și luptă pe care o cam pierdem. Eu am să vă spun cam cum stau lucrurile într-adevăr în cazul produselor din carne, mă refer, numele cărora vorbesc. Aici lucrurile sunt foarte simple. În România, industria cărnii ocupă, mă refer la cea oficială, cea la suprafață, pentru că vorbim și de o componentă la negru, nefiscalizată. Industria cărnii a ocupat în principiu aproape toată piața de consum, industria autohtonă. Când spun aproape toată, înseamnă că produsele de import sunt, e greu să dau o cifră exactă, dar pot estima, hai să zicem, maxim 10% din ansamblu pieței. Uh-huh. Ceea ce nu se întâmplă la toate celelalte produse, inclusiv nealimentare. Piața românească este invadată de importuri. Pe carne, pe industria cărnii, noi ocupăm 9 din 10 părți. De ce ni se întâmplă asta? Să știți, consumatorul este primul barometru și el ar fi sancționat instantaneu, chiar dacă în condiții de preț bune, o calitate mai mică. Pentru că noi am pornit de la o calitate bună a produselor alimentare, sau foarte bună, pe care o am menținut-o. Ca să o menținem, am implicat ceea ce în general puține țări au. În Europa nimeni nu te obligă să produci cu un anumit standard. Știți bine că standardele au fost eliminate. În schimb, îți spune să nu depășiți anumite cantități din componentele pe care le adaugi în aliment, acești aditivi de care vorbeam. Noi ne-am asumat voluntar un standard foarte ridicat în producția alimentară românească, care s-a tradus într-un ordin, se cheamă Ordinul 560, vestitul Ordin 560, care spune, în produsul tobă trebuie să ai numai puțin de atâta carne, maxim atâta grăsime și așa mai departe, numai mult de atâta sare, etc. E un regulament stabilit între producători? Este un regulament pe care producătorii l-au solicitat și pe care l-au oficializat împreună cu Autoritatea Sanitară Veterinară și cu Ministerul Agriculturii, organismele de resort. Ceea ce înseamnă că niciun producător român la ora asta nu poate pune în piață un produs în afara acestor standarde. Aceste standarde sunt mult deasupra mediei europene, repet, mult. Și putem testa, nimic nu ne împiedică să mergem în piață, să luăm... De ce am vrut noi asta? Ca să păstrăm piața. Pentru că consumatorul român este obișnuit cu o calitate bună? Ce s-ar fi întâmplat dacă n-am fi făcut acest ordin? Și discuția este interesantă. Mulți n-au judecat că n-am făcut. Mai ales cei din jurul, care au spus, domnule, stați puțin, ne luptăm cu alții care vin cu produse ieftine. Da, după ce noi mai au și subvenții. Noi n-avem subvenții. Vrem să scădești prețul. Și regulamente, da. Era, știți cum era? Era, cum spune americanul, a short run, o cale scurtă. Era o variantă care vedea ziua de mâine, dar nu vedea ziua de poimâine. În acel moment, întreg sistemul de încredere în produsele românești, care există, s-ar fi fisurat și s-ar fi crăpat și s-ar fi prăbușit în ultima instanță. Acum ținem o piață cu foarte multe dificultăți. Vă pot spune că toată industria cărnii în acest moment, și în speță industria procesării cărnii, este pe muche de cuțit. Cred că aș vrea să pot numi unul dintre colegii mei care a încheiat anul trecut financiar cu profit, ceea ce este dramatic. Gândiți-vă că avem 10.000. Care era profitului în acest domeniu? Minus 2. Chiar așa rău? Da. Deci oamenii închid cu pierderi. Anul trecut este consumatorul anul sigur nu știe asta. Consumatorul își imaginează asta. Super bogați. Corect. Acești, întotdeauna. Așa par. Oameni acești producători, tipi, da, mai au și alte business-uri din care... Da. Nu, realitatea este că, referitor la core business, la afacerea de bază, industria românească a cărnii, a procesării cărnii, a încheiat anul trecut cu pierderi colosale. De ce aceste pierderi? Pentru ați publicat că... aceste informații, să fie știute, da? Nu încă. Nu, de-abia ne facem auditurile și închem. Probabil da, sfârșit de martie. Exact, închem datele și o să facem publice în curând. Însă ce ne arată nou acest lucru? Dacă s-au făcut bani în industria cărnii? Da, evident că s-au făcut bani, că altfel n-am fi existat încă în piața astăzi. Numai că de an bun se pierd bani și nu puțin. Avem de plătit fabrici înapoi, avem credite bancare ucigătoare și avem această concurență teribilă a produselor din import. Ca să menținem o calitate acceptabilă, trebuie să producem scump. Noi am putea să lăsăm standardele mai jos și am fi în continuare europeni. Însă în acel moment n-a luptat cu oricine vine de afară la o cantitate sau la o calitate similară. Problema este, și revin la discuția inițială, suntem fragili și slab organizați, iar ei sunt puternici și bine organizați. La prețuri egale, pe termen scurt, ne rup. Nelu ne întreabă cum putem verifica calitatea produselor comercializate în hipermarketuri. Aici există cel puțin trei căi și la dispoziție. Dacă există un site unde sunt trecute toate produsele pe bază de carne. Nu există. După știința mea, nu există un site pe care există toate produsele pe bază de carne. În schimb, repet, există cel puțin trei soluții. Există laboratoare neutre neacreditate, există laboratoare neutre acreditate și există așa un sistem. Sistemul laboratorului se cheamă RENAR. Da? Rețeaua Națională a Laboratoarelor Acreditate. Și există laboratoarele Autorității Sanitar-Veterinare.
și pentru siguranța alimentelor. Toate aceste trei tipuri de instituții stau la dispoziție consumatorului care, dacă dorește, n-are decât să se ducă și să-și plătească curiozitatea de a face ce este în produs. În extensia în care suspectează că acest produs i-ar fi dăunat sănătății sale, el se poate adresa organismului statului care, în mod voluntar, prelevează probe din RAF sau din depozit sau de pe circuit ca să vadă dacă nu cumva interesul sau sănătatea consumatorului au fost puse în pericol. Avem pe cineva care, într-adevăr, nu crede că la cât Pariser se vinde, de exemplu, procesatorii, producătorii nu ar avea bani. Și apoi, la fel, alții ar putea întreba dacă nu au bani și nu câștigă destul, de ce ar mai rămâne în business? De ce ar mai fi tentați? Până acum, repet, deci nu vreau să joc pe ipocritul aici, trebuie să recunosc. Deci, în industria cărnii s-au făcut suficienți bani ca să ne putem plăti investițiile pe care le-am făcut, să putem plăti oamenii pe care i-am angajat, să putem deschide piețe noi, să nu uităm că unii dintre noi exportăm în străinătate, în piața comunitară, ba chiar și în afara acestea. Deci, banii și s-au existat. Problema este că de o vreme încoace se tot pierd bani. Eu cred că este al doilea an fiscal în care sunt probleme mari. Și din cauza crizei. Din cauza crizei, care criză, și aici o să folosesc prilejul să aduc în discuție un subiect care mi-e drag, însă nu mi-e plăcut, subiectul evaziunii fiscale. Da. Aș putea spune... Există evaziune fiscală și în acest domeniu? Da, fără doar. Deci este, noi vorbim de 40% în acest moment. Este dramatic. La o piață de un miliard vă puteți închipui 40%? Că... Da. Deci care spune. Cum se produce fără a trece prin... Cel mai simplu, există o firmă fantomă care importă carcasă de porc sau piese tranșate din importă, care cumpără intracomunitară aceste... Nu din țară. Produse. Nu din țară. Din țară e greu de făcut asta. Știți de ce e greu? Pentru că nu poți avea constanță în aprovizionare. Uh-huh. Adică o fabrică are nevoie de tone, de zeci de tone. E foarte greu de crezut că poți centra fermele, trebuie să spunem oamenilor ce se întâmplă, fermele crescătoare de porci, de carne de porc, cele mari, cele comerciale, da, ele primesc o formă de ajutor care se cheamă ajutor pentru bunăstarea animalelor. Ele au tot interesul să raporteze producțiile reale, pentru că pe baza acestor producții primesc și subvenții. Și tocmai de aceea li se și dă, pentru că stau în control. Corect. Curțile populației nu generează suficient la valoare absolută, generează. Nu generează în valoare consolidată. E foarte greu să adun din curțile populației un camion de porc. Este aproape, e greu, e ocnă, pe românește. Știu. Și atunci, oamenii nu aprovizionează din piața internă. Se duc la exterior, unde apare traderul fantomă. De care... porci care nu știi ce au mâncat. Bun, se presupune că venind într-o țară comunitară... Da, e controlat. E ok, da. Problema nu este calitatea cărnii până la urmă. Problema este calitatea actului comercial. Uh-huh. Pentru că, spre exemplu, eu sunt un importator onest, o dau la un intermediar care îmi dispare cu TVA-ul, iar acesta o vinde la o fabrică de preparate care produce la negru. Asta este lanțul. Acestea îmi sufocă mie piața. Aceștia mă pun pe mine în situația de a nu putea vinde mai scump sau, hai să zicem, pe aia dreaptă. Dacă ei n-ar fi și n-ar vinde la negru, eu aș avea mai multe volume și atunci aș putea avea și alte costuri. Cu cât volume mai mari, cu atât costuri mai mici și poate și o marjă de profit oarecare. Bun, ce se poate face împotriva lor, dacă știți că există și pot fi identificați? Aici sunt, o să iau un sens invers, pot fi identificați cu dificultate. Funcția este a celor care au obligația să se ocupe de securitatea, adică? Pieselor, respectiv autoritățile statului. ANSVS? ANSVS-ul, dar să nu uităm și SRI-ul, DICOT-ul, toate... VAMA? VAMA cât mai există, că ele sunt intracomunitare, garda financiară, deci sunt instituții specializate ale statului, ANAF, care trebuie să ai atitudine. Noi putem să explicăm care este mecanismul, dar nu putem pune mâna să spunem, uite, cu tare este evazionist, pentru că nu e treaba noastră. Uh-huh. Apropo de ce trebuie să facem fiecare în jurul mesii. Mai avem o întrebare de la Paul, care vă întreabă ce le puteți spune despre calitatea cărnii care ajunge în fabrici, că există această legendă cu pui care cresc în 2 săptămâni, cât alții în 6 luni. Da, într-adevăr. Pui că a fost frumos. Legendă. Există într-adevăr această legendă. O, într-adevăr o legendă. Chiar aveam azi o discuție cu colegii de la Asociația Profesională Soră, cei de la carne de pasăre, și îmi spuneau cu cât amărăciune urmăresc astfel de afirmații. În ultima instanță le-am și spus-o, oameni buni, comunicați, este singura voastră șansă să înțeleagă oamenii ce faceți acolo. A, că e o producție industrială în afară oricărei discuții, arătați-le limitele, unde e A și unde este B. Calitatea cărnii care ajunge în fabricile de procesare, în acest moment, este una necesară producției și salubră, bună pentru consum. Garantat bună? Garantat bună, da. Problema știți unde apare? Acolo unde apare comerțul ilicit, unde formele de control extraordinar de puternice, că vă spun deschis. Pe industria cărnii este toată lumea, de la DSVSA, respectiv sanitar veterinari, cu fiscul, cu garda financiară, cu protecția consumatorului de stat și așa mai departe. E o zonă, așa spune, pe aia dreaptă, foarte apetisantă pentru a fi controlată. Mai ales că e simplu de controlat. Există intrări, producție, ieșiri. Nu e mare lucru. Problema pentru consumator, și aici cred că și consumatorul are o responsabilitate
și generează de aici înainte și o discuție legată de responsabilizarea consumatorului. Când scoți banul din buzunar, și văd aici cu foarte mult interes, aveți un banner cu cere bonul fiscal, da. asigură-te că atunci când plătești un produs care își plătește taxa. A, pentru că altfel... Un produs corect are întotdeauna un bon fiscal. În cazul în care nu primești bon fiscal, e un semnal avem de alarmă. Avem o problemă. Este primul semnal de alarmă. Ei, e un produs asupra căruia controlul nu se produce. Consecința este, e un produs bun pentru sănătatea mea sau un produs rău pentru sănătatea mea. Cel mai des este un produs, trebuie să o spunem, de risc. Un produs de risc. N-aș putea spune rău pentru sănătatea. Bun. Ce le putem spune despre vestita legendă cu puiul care crește în 2 săptămâni? La fel, de ouă întreabă, care nu mai sunt la fel ca cele cu galbenușul, la fel de galben, precum da, cele de la sigur, țară. E normal ca și, repet, deci nu doresc să vorbesc din pe numele asociației prietene. Da. Este evident că furajul fiind un furaj concentrat, dar atenție, e furaj foarte bun, e grâu, e porumb, nu mai este clorofila aceea din iarbă cu care eram neobișnuiți, de-aia este, galbenușul este mai puțin, eu știu, portocaliu. Doar porumb. Nu mănâncă numai verde, da. mănâncă porumb, mănâncă mult porumb, dar nu mănâncă verdele ăla, asta plăcea. Că și găina, să știți că ouă, când face ouă iarna la bunica acasă, nu le face la fel de galbene ca cele da, de iarnă. Corect. Ca cele de vară. Există ouă de vară și ouă de iarnă. Da, așa este. Iar în ceea ce privește puiul făt frumoase, iată, trebuie să recunosc deschis că nu s-a ajuns încă la această... În cât timp poate crește? Un pui poate crește 40-50 de zile. Asta este durata normală de viață, iar tehnologiile pe rasele de carne permit creșterea la sol în condiții de bunăstare a puiului, a păsării, care obțin o pasăre de calitate bună, edibilă, sacrificabilă, undeva la o lună jumătate. Deci puiul mai degrabă de 6 săptămâni, greu de crezut că se poate obține. Practic, mă gândesc că ori exista experimente genetice pe laboratoarele cuiva, dar în orice caz asta nu se întâmplă în industria cărnii. Industria cărnii este o industrie care mimează cât de mult poate sistemul natural de producție. Repet, și aș mai spune, cât de mult colasă piața și noi consumatorii. Noi suntem cei care modulăm. Cum au oferta. Reacționat consumatorii pieței interne în urma scandalurilor care au apărut? Trebuie să o spun cu amărăciune și încep să în discuția afirmând asta cu neîncredere. Cu neîncrederea pe care noi n-am sădit-o unii altora în suflet în toți acești ani. La un moment dat nu știam dacă această scădere de consum se datorează unei scăderi de consum care se întâmplă de obicei luna februarie, ianuarie, martie, la începutul anului, când totul merge puțin mai greu, ieșind din iarnă, sunt facturi mari de plătit, etc. Intrăm în post, sau dacă e o scădere de încredere în sine. Acum pot spune, e o combinată între cele două, însă simțim în planul vânzărilor scăderea interesului consumatorului pentru produsele românești. E o zguduietură serioasă pentru producători și procesatori, pentru că odată a fost criză, profiturile au scăzut, acum neîncredere, din nou marfa nu se mai cumpără. Acum știți cum e, de nevoie ajungem cu toți în jurul mesei. Eu zic că e bine, ne doare foarte tare și ni se pare injust, însă trebuie să avem puterea, bărbăția, să ne uităm la propriile noastre erori. Odată asumate, putem avea un pumnul de stat. Ce s-a întâmplat în cazurile în care s-au găsit erori? Aici cred că a fost a fost o bună coordonare. O bună coordonare, însă atenție, numai între doi jucători ai pieței, nu trei, nu patru. Guvernul a comunicat corect pe tema scandalului cărnii de cal și, în fapt, ceea ce se voia inițial a fi un punct negativ contra României s-a demonstrat a fi un avantaj. Cu toate că la ora asta ne costă exporturile de carne de cal, așa cum am intrat. A făcut-o bine în cazul cărnii de pasăre și a ouălor, în cazul cărnii de curcan, a făcut-o cu multe tensiuni în cazul laptelui, cu toate că, din punctul meu de vedere, corect, cu repet, multe corect. Amânări, n-a vrut să dea numele firmei. Eu zic că, vedeți, și aici e problema. Nici oamenii nu știu în acest moment că acest lucru legal nu se poate întâmpla. Deci, eu zic că oamenii trebuie să afle. Eu sunt ministrul agriculturii, sunt președintele autorității sanitare veterinare și am o certitudine. În mâna asta țin un test pe care spune pozitiv aflatoxină. Da? Ce fac? Vac sumasă? Sau spun, avem un caz? Asta s-a spus, avem un caz. Legea te ajută pe tine ca procesator de data asta să nu mori dacă ai un caz accidental de aflatoxină. Pentru că se poate întâmpla să nu fie vina ta, ceea ce de fapt s-a și întâmplat. Oamenii habar n-aveau că aveau aflatoxină în furaj. Deci, repet, habar n-aveau. Motiv pentru care, cred că este echitabil să ți se dea șansa să te redresezi repede. Dacă puneam măciuca pe românește pe toți cei care aveau aflatoxină... Le închideam. N-are nu mai cumpăra nimeni vreodată de la ei. Normal. Ever. Există atâtea firme de lapte pe piață. Bineînțeles. Care este interesul național? Interesul național este ca produsele românești, industriale, tradiționale, ecologice, cu sau fără euri,
fierte sau crude, vegane sau rovegane, să fie la dispoziția celui care decide ce vrea să facă cu ele. Și fiecare producător și ofertant să-și asume în mod conștient acest act de comunicare cu consumatorul plătitor. Asta ne lipsește, asta construim acum. Deci concluzia, pentru că nu mai avem foarte mult din emisiune, este că putem consuma produsele de pe piață, dar trebuie să ne informăm. Să ne informăm cum? De pe etichetă. Foarte important. Cât? Foarte important. Altfel? Cred că este foarte important ca, dincolo de etichetă, care este un mijloc de hârtie lipit pe un ambalaj, să ne privim în ochi. Asta mi se pare mai important decât orice. Să ne cunoaștem. Noi nu ne cunoaștem. Consumatorii, producătorii, procesatorii, noi nu ne cunoaștem între noi. Nu, e momentul să încep asta. De 23 de ani de zile ne ascundem unii de alții. Acum plătim prețul acestei. Producătorii ezitări. Sunt ocupați cu treaba lor, comercianții cu treaba lor, iar consumatorul vine repede la magazin să-și cumpere cele necesare să fugă acasă. Corect, însă atenție, noi, cum discutam și cu prietenii noștri de aici din platou, puțin mai devreme, noi nu trebuie să reinventăm roata. Acest sistem funcționează ireproșabil în țări pe care le considerăm avansate. Trebuie doar să creăm imagini în oglinda al acestor sisteme, în care consumatorul alături de procesator, alături de stat, alături de sistemul sanitar veterinar respectiv, alături de comerciant, își oferă permanent și fluid garanții reciproce necesare întreținerii industriei autohtone. Spunea colegul dumneavoastră puțin mai devreme și îi dau perfectă dreptate că Stiftung Warentest, spre exemplu, în Germania, este principalul promotor al produselor alimentare germane. Principalul promotor, organizația de consumatori care testează calitatea produselor. De ce ne ferim să facem asta? Asta ne trebuie. Și asta ne trebuie. Și asta ne trebuie. Există, sunt consumatori care preferă să-și cumpere cât puțin, dacă nu pot mai mult, din tarabele organizate în piețe sâmbătă și duminică, acele produse tradiționale. Chiar ieri am văzut un reportaj că se întâmplă ca și acolo acele produse să nu fie chiar tradiționale, carnea să nu fie procurată chiar din ograda omului, deci se poate întâmpla și așa. Eu cred că... În concluzie, ce-i sfătuiesc? Ce-i mai bun? Un produs de la magazin cu etichetă pe el? Și acele au etichete, dar... Eu cred, sincer, sincer, deci din punctul meu de vedere în acest moment, în cazul produselor tradiționale s-a pierdut controlul. Și nu noi l-am pierdut, l-au pierdut cei care ar trebui să-l controleze. Acolo se produc mai multe substituiri și falsificări decât în orice altă parte. Eu cred în piața produselor tradiționale, însă în a produselor tradiționale, nu a celor substituite ca fiind tradiționale. După informațiile pe care le dețin, în această zonă s-a pierdut controlul. Recomand prudență maximă consumatorului și până când această piață, prin mecanisme administrative, se va regla, că numai așa o poți face, prin controle, inspecții, regularizări și așa mai departe, consumatorul să se adreseze cu încredere surselor verificate. Vă mulțumesc foarte mult. N-am reușit să dezbatem totul, dar mai ne vom mai întâlni. Vă mulțumesc mult, vă propun o scurtă pauză, după care emisiunea continuă.